De ce crede în autenticitatea istorică a Noului Testament? În materie de dovezi istorice, Noul Testament are mai multe manuscrise precise decât orice alt document din lumea antică. Există mai multe manuscrise copiate cu mare acuratețe și datate destul de timpuriu decât pentru orice clasic secular din antichitate. În primul rând, Haideți să examinăm numărul și natura manuscriselor Noului Testament. Un prim manuscris ar fi fragmentul John Rylands sau papirusul 52. Papirus care conține 5 versete din Evanghelia lui Ioan, mai exact din capitolul 18. Iar acesta este datat între anii 117 și 138 după Hristos. Marele filolog Adolf Disman a susținut că ar putea fi chiar mai devreme. Manuscrisul se află la biblioteca John Rylands din Manchester, în Anglia. Un alt papirus ar fi uh, papirusurile Bodmer, 66, 72 și 75. Aceste papirusuri datează în jurul anului 200 după Hristos. Ele conțin cea mai mare parte a evanghelilor lui Ioan și Luca, împreună cu cărțile Iuda, 1 Petru și 2 Petru. Aceste manuscrise conțin cele mai vechi copii complete ale cărților Noului Testament. Acest lucru înseamnă că, în decurs de un secol, de la momentul în care Noul Testament a fost finalizat, avem mai multe mărturii ale învățătorilor de bază, minunilor și învierii lui Hristos. O altă sursă istorică este Codex Vaticanus. Acest manuscris datează între anii 325 și 350 după Hristos. Este un manuscris pe. Material de pergament care conține întregul Nou Testament, precum și Vechiul Testament în limba greacă, Septuaginta. A fost descoperit de cercetătorii moderni ai textelor în anul 1475, când a fost catalogat în Biblioteca Vaticanului, unde se află și în prezent Codex Sinaiticus. Acest manuscris datează cu aproximație din anul 340 după Hristos. Este un manuscris scris pe material de pergament și conține întregul testament și jumătate din Vechiul Testament în greacă. Contele Tissendorf l-a descoperit într-o mănăstire de pe muntele Sinai în anul 1844. Acesta se află în colecția Bibliotecii Universității din Leipzig, Germania. Codex Efremi, Rescriptus. Acest manuscris datează din aproximativ 350 după Hristos. Acesta conține doar o parte din Vechiul Testament, dar cea mai mare parte din Noul Testament. Pe acest manuscris timpuriu s-a scris peste, dar materialul original a fost recuperat prin reactivare chimică. Acesta se află în posesia Bibliotecii Naționale din Paris. Codex Alexandrinus datând din jurul anului 450 după Hristos. Și acesta este un manuscris complet pe material de pergament al Bibliei. Este păstrat în Biblioteca Națională a Muzeului Britanic. Deși marile manuscrise pe material de pergament de mai sus datează din secolele al IV-lea și al V-lea, ele reprezintă în întregime sau parțial un text de tip Alexandrin da, din Alexandria sau Egipt, care datează din anul 100 după Hristos până în anul 150, ceea ce ne duce înapoi în pragul primului secol. Un alt manuscris este Codex Beza sau D, datând din anul 450 sau 550 după Hristos. Acesta este scris atât în greacă cât și în latină. Acesta a fost descoperit în anul 1562 de teologul francez Theodor de Beza care l-a dăruit Universității Cambridge. Acest manuscris conține cele patru evanghelii, faptele apostolilor și o parte dintre Ioan. Deci există numeroase manuscrise grecești timpurii. Și ar mai fi Codex Laro Montanus, care datează din anul 550 după Hristos și conține o mare parte din Noul Testament. Codex Basilensis, din secolul al 8 lea care uh, conține cele patru evanghelii. Codex Laudianus, din secolul al VI-lea sau al VII-lea, care conține faptele apostolilor. Numărul total al manuscriselor grecești ale Noului Testament este acum de peste 5800 în limba greacă, la care mai adăugăm alte peste 19.000 de manuscrise în alte limbi. Nicio altă carte din Antichitate nu posedă ceva asemănător cu această abundență de manuscrise. De aceea cred ceea ce cred.